Da, sigur. Mă bucur că ai venit pentru mine. Nu. Nu am venit aici pentru tine. Sunt aici pentru o singură persoană. Și aceea sunt eu. Pentru mine. Sigur, doamnă Pestram. Înțeleg. Asta e bine. Și spune-mi, Linții, pentru Dumnezeu, după tot ce a fost între noi... Iartă-mă, Linții. E plăcut să fim iar aici. Serios? Cam așa ceva. În fosta noastră cameră, 127. Da, într-adevăr. Ce de amintiri, o grămadă. Da, chiar am niște amintiri legate de camera asta. Și unele dintre ele nici nu au apărut în articolul ăla al tău. E uimitor cât de vampiri sunteți voi, scriitorii. E fabulos că tu chiar poți. E ficțiune, în mare parte. Mă rog, dacă asta te ajută să dormi noaptea și... Cum spuneai că se cheamă? Combinațiile dorinței. Exact, frumos. Poetic. De fapt, ce facem noi aici mai exact? Cred că am vrut să te văd în principiu. Da, e drăguț să știi că timpul petrecut împreună a însemnat mai mult decât un cec de la editor. Așa e, numai că... Ascultă, știu că n-ai niciun motiv să mă crezi. Da, și mă refer la faptul că m-ai sunat la serviciu, da, la serviciu. Mă bucur că am primit eu mesajul și nu asistentul meu de curs. Și eu. Ce vreau să spun e că chiar nu era cazul. Tu te însori, iar eu încă-s măritată. Știu, crede-mă, știu. Și atunci, de ce? După toate câte am pățit, de ce să faci asta? N-am vrut să apar într-o dată în campus, adică el încă lucrează la facultate, nu? Bineînțeles, acum e decan. Asta e... Nu mai contează. Și n-am vrut să apar pe vreun hol sau mai știu eu cum, să iasă scandal pentru tine. Tu ai plecat, adică probabil n-ai idee, adică n-ai cum să pricepi cât de greu mi-a fost. Așa e. Odată nu ai sunat să vezi ce și cum, nici măcar o singură dată. Nu, adică am sunat chiar de mai multe ori, însă închideam de fiecare dată înainte să... Ne-au prins. Și tu? Ce să mai... Ți-ai luat tălpășița. Atât. Am procedat greșit să o șterg așa din oraș. Da, chiar foarte greșit. Asta cred și eu. Eram speriat. Mă umplea de groază un soț furios și am fugit. Pur și simplu, am fugit. Și m-ai lăsat în urmă după toate câte mi-ai promis despre cât de mult mă iubești. Așa este, Linzi, și mă macină de atunci până în ziua de astăzi. Cred că și de asta sunt aici, înapoi la locul faptei, înainte să iau din loc să mă însor și eu. Înainte să ai ocazia. Înainte să ai ocazia să fii tu soțul încornorat. Da, nu cred că e cazul, dar o meritam. Da, chiar o meritai. Poți să... Ai cumva ceva de băut? Doamne, ce idiot sunt. Imediat. Apă e ok? Da. Iată. Da, mersi. Mă bucur să te văd. Păi sunt aici. Uită-te! Mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur. E, cred că e important. Nu pentru noi. Am mințit puțin când am spus că am făcut-o doar pentru mine. Am făcut-o și pentru el. Pentru cine? Pentru soțul meu. Nu înțeleg. El a insistat să vin astăzi aici. What the fuck? A simțit că am nevoie. Și ce i-ai spus? Tot. Că m-ai sunat, că mă aștepți aici, despre 127, absolut tot. I-ai spus? Da. Și... poți să întreb de ce? Nu. Adică, dacă mă întreb dacă ai dreptul să mă întrebi, aș spune că nu. Ți-ai pierdut majoritatea drepturilor atunci când te-ai cărat. Și ți-ai pierdut și restul când ai scris despre asta. Cu atât mai mult cu cât el a rămas alături de mine.
de o persoană pe care l-am trădat complet, cu un bărbat pe care el l-a angajat, i-a dat un serviciu. Știu asta. Și atunci? De ce? După toate câte am pățit, de ce să-mi faci asta? Doar așa, ca să... Și de aceea m-a dus astăzi până aici, ca să aflu de ce mama dracului mă sun după atâta vreme. Să zic că îmi pare rău. Și el acum stă în mașină și se face că citește. Și știi de ce? Pentru că ține la mine, la mine. Înțeleg. Și deci acum marea întrebare este, ce faci tu aici? Spun că îmi pare rău. Mm-hmm. Păi, poate ar trebui ca să te duci acolo afară la el și să-i spui și lui asta. Ce zici? Nu, nu cred că-s pregătit pentru asta. Nici nu mă gândeam că ai fi pregătit. Oricum nu a venit pentru scuzele tale. Nu? Nu. E aici pentru mine. Nu e așa că-i nemaipomenit o persoană care poate să facă așa ceva? Da, e un om deosebit. Da? Doamne, cum sună asta venind de la mine? Am simțit-o în timp ce o spuneam. E bine măcar că ai simțit-o. Ascultă, Linzi, știu că ai toate motivele să mă urăști. Urăști felul în care am făcut lucrurile la unul respectiv, însă sunt aici să încercăm să reparăm, ca un fel de compensare pentru tot ce a fost. Perfect. Și ce ai de gând să faci pentru asta? Nu m-am gândit la detalii, la cum... Cum mă ajuți să-mi recapăt măcar o parte? O parte din demnitatea pe care am pierdut-o. Cum? Uite, dacă tu chiar crezi asta, aș putea să cobor acum la mașină și să... să-i zic că îmi pare rău. Deși nu văd cum asta ar ajuta. Știi ce crede soțul meu că ar trebui să faci? Ce? Femeia asta cu care te însori. N-ai spus prea multe despre ea. Nici n-ar fi prea multe de spus. Face un curs de soră medicală, o fată și atât. Fata cu care mă însor. E mai tânără ca mine, nu-i așa? A, da, are 23 de ani. Drăguț, prospătură. Atunci când între noi s-a terminat, am fost sigură că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ai plecat. Vârsta mea. Nu doar asta, adică nu. Și faptul că e viitoarea ta mireasă e mai tânără ca mine, îmi cam confirmă teoria. Chiar nu e vorba despre asta. Ce vreau să spun? E că... Cum poți tu să te revanșezi față de mine? Nu știu, ți-am zis că poate putem să găsim o soluție împreună. Ce-ar fi? Cum ar fi, de fapt, ca tu să-i faci ei rău? Nici măcar n-am de gând să... Să faci cumva să suferi. Pentru ce? Pentru ca să te revanșezi față de mine. Ce-ar fi dacă ai înșelau? Ar râd chestia asta, tu ce crezi? Așa cred și eu. Și știi de ce? Pentru că toată încrederea ei e în tine. Da. Așa cred și eu. Și așa crede și soțul meu. Zice că nu ce ți-am face ție ar conta, ci cumva ca tu să o faci pe ea să sufere și eu îi dau o dreptate. Nu înțeleg. Păi, din moment ce ai spus că vrei să te revanșezi față de mine, asta am vrea noi să faci. Ce anume? Să te culci cu mine. Din nou, acum. Pentru ce? Pentru că nu vrei. Și nici ea n-ar vrea, bineînțeles. Da, nu văd cum asta... Dar nu tu trebuie să vezi. Preferi cu perdelele trase sau date la o parte? Haideți să ne oprim. Nu pot să fac asta. Dar de ce să nu poți? Ba da, poți. Ba nu. Ba da. Și eu am spus nu, ok? Adică aș putea să fac asta și o zi întreagă dacă aș vrea, dar... Nu pot. Pot să faci în timp ce soțul meu stă acolo în mașină și mă așteaptă. Dar de ce ai vrea tu asta? Ea știe? Ana o cheamă parcă, nu? Ce-ar fi soțul meu și să-i spunem și ei? Știi, soțul meu a găsit-o pe Facebook. Ce faci, Linzi? Nu!
Cred că ar fi mai bine să te dezbraci mai repede, pentru că vreau să terminăm cât mai repede, da? Chiar nu pot să fac asta. Ba da, poți. Poți să mă tragi. Chiar aici, în camera asta, o făceai tot timpul. Nu-i așa? Era cuibușorul nostru de nebunii. Mai ții minte? Ne stătea bine împreună. Dar nu asta mă făcea să vin mereu aici, ci viitorul ăla măreț despre care îmi vorbeai și îmi șopteai. Mai ții minte? Da, țin minte. Probabil ție ți-e ușor să vorbești despre toate astea când totul e o minciună, o ficțiune. Erai expert în a zăpăci o femeie sinceră ca mine. Auzi, n-are de gând să apară aici pentru poze sau mai știu eu ce? Nu. Pentru că asta chiar ar fi decotat. Nu. Asta e doar între noi doi și... Ia, o să-i spui? Bineînțeles că nu. Asta e bine. Înseamnă că ai să duci în spate ca și mine și ai să cari ani de-a rândul ca și mine. Nu pot să cred. Hai, relaxează-te. Întinde-te, închide ochii. Și imaginează-ți că ne-am întâlnit rapid, între cursuri. Încearcă să-ți amintești. Să-ți amintești despre noi doi. Înainte joile. În fiecare joi a primului semestru ne vedeam aici și ne omora faptul că eu trebuia să plec înapoi la Seattle, iar tu trebuia să pleci cu soțul tău în excursia aceea cu elevii lui. Unde ești? Sunt aici. Continuă. Zi mai departe. Și ne pierdeam prin cerceafuri, fără măcar să ne pese dacă vom rata avionul. Era atât de... Lindsay?